Alo, bună ziua, domnul Andrei Câmpean. Da. Aveam și o rugăminte la dumneavoastră, nu vă supărați, mă numesc Andrei Daniel, sunt redactor evenimente al județului Iași din partea Asociației Mic News. Vă rugăm frumos și respectuos să rezolvați treaba cu ITM-ul. Da? Așa. Deci, pentru că dumneavoastră stați și l-a amenințat pe domnul președinte că dacă vă înjură, publicați. Noi Păi normal că o să public o să ascultați-mă toate un pic, înjurăturile care mi le dumneavoastră, aduce. așteptați un pic, dumneavoastră ați avut un ajutor, da? Din partea președintelui, adică v-a pus Mai puțin. voluntar. Ascultați un pic, Da. dumneavoastră dacă ați luat Am mită, copii, nu nu e urlat, nu mai problema fi noastră. copii. Nu mă interesează ce aveți dumneavoastră. Eu vă spun respectos și cu calm. Dumneavoastră, dacă o Ați dați început în să... amenințări, Păi dar o cu să ce vorbesc, l-amenințați? așteptați un pic, o să vorbesc și cu județul Iași, cu Bună Ziua Iași, cu absolut tot, și o să vă pun pe dumneavoastră să vedem ce zice tot ziarul despre cum luați dumneavoastră mită. Aveți dovezi? Normal că avem dovezi. Deci eu personal am dovezi. Și o să Bravo. vedeți dovezile în ziar. Bravo. Și tot, da? Bravo, mă bucur să le văd. Dumneavoastră cu domnul Robert Weiner. Așa, mă bucur. Bine, eu v-am spus. Vorbiți Cine cu o să... ITM-ul, Ce să noi luăm vorbe? Auzi, amendă, eu domnule, am... noi luăm amendă din cauza dumneavoastră. Din cauza mea, Din. din cauza cui Da. a făcut rău, nu din cauza Păi mea. dumneavoastră ați făcut rău și nu vreți Eu? să recunoașteți. Da, Ce am făcut? dumneavoastră ați cerut mită și ați Eu șantajat am cerut oamenii. o dovadă, mă acuzați, oricum O să vă arătăm neneditat. și dovadă, stați liniștit, înregistrați, nu mă interesează. Dumneavoastră o dați în amenințări că publicați cum v-a Păi înjurat o să public președintele. exact cum am jurat, exact. E Păi normal, nu e cum v-a amenințare. înjurat? Păi nu v-a Este înjurat a... dacă v-a Nu m-am spus. jurat? Păi dacă v-a spus Bine. marș. Nu aș face, a zis altceva. Nu v-a O să zis trimit nimic. dacă vrei convorbirea pe WhatsApp. Ai, bine. Dar el s-a enervat Și pentru mai că multe dumneavoastră. înregistrări unde înjură, mă face și pe mine și pe ăla, și mai mult, mai multe, nu contează. A, deci sunt Unde mai multe, aduce nu? niște acuzații și la Wagner, așa, și mai multe, nu știe el ce Nu spune. v-a adus nimeni acuzații, În domnule. fine, Puteți să m-a registrați, sunat ca puteți să să. ce? Dumneavoastră sunteți un Ascultați? escroc. Da? Deci ați fost voluntari din partea Asociației Mic News. Ați șantajat oamenii și acum dumneavoastră Aveți faceți dovezi, domnule, probleme. că... Da, avem dovezi, domnule. Avem dovezi. Publicați-le Aș... să le văd. Poți să le publicăm. Dar dumneavoastră nu mai începeți să dați că nu ați făcut rău. Ați Ce am făcut. făcut? Eu? Păi dumneavoastră nu Dacă eu am un recunoașteți. scandal, Asta e dacă... ideea. Numai puțin să ne înțelegeți. Dacă dumneata e un scandal cu un vecin de pe scară, de ce trebuie să intervină autoritățile și să apară tot felul de minciuni? Doamnă, domnule, pe mine nu mă interesează ce minciuni. Dumneavoastră ați făcut asociație de râs. Da? Asta e. Noi suntem o asociație care ajutăm copii, nici de cum șantajiști. Corect? Dumneavoastră ați fost voluntar din partea Asociației Mic News? Vă mai întreb o dată, aveți probe? Eu vă spun, ați fost voluntar din partea Asociației Mic News? Normal. Vă repet, așa, ați fost voluntar, da? Da. Bun. Și dumneavoastră, în loc să faceți bine, de ce ați făcut rău? Ce rău am făcut? Dovadă. Păi ați făcut rău, domnule, ați șantajat oamenii. Dovadă. Este o dovadă? Sunt o grămadă de dovezi. Dumneavoastră sunteți în ochii lumii luat de rău. Nu cred. E o problemă Ba da, de... sunteți, că a sunat absolut toată lumea și a spus că sunteți un escroc. Da? Deci vă rog frumos și respectuos. Și asta, uite, și eu Vedeți-vă vă de spun, treaba dumneavoastră, aceasta este vedeți-vă de informația. copiii dumneavoastră. Dacă chestia asta nu vă depășește, să spun, vă depășește, adică să fiți Limba un română e reporter grea, bun, știu. da, 1-0 pentru tine. Ok, nu Bun, mă interesează. Dacă hai vă să te anunț. depășește, Convorbirea asta a fost ascultați-mă. înregistrată și se va publica și asta. Am drept, Foarte este bine, chiar opinia mea. nu. Da, este opinia ta și asta e și opinia mea, pentru că dumneavoastră ați făcut asociația de râs. Vă Noi mai pot suntem o ajuta cu ceva? asociație. Păi, dumneavoastră acum a înregistrat că vă pot ajuta cu nu știu ce. Mă mai sună Nu mă cineva? Vă mai interesează. pot ajuta cu ceva? Lasă, cine mă sună, nu mă interesează Nu cine mă mă sună. sună Vreau... pe mine, nu pe tine, pe mine. E grea limba Da, română, am eu înțeles. vreau să vă spun Tu ești așa. băiatul ăla care a intrat nou în Vedeți-vă. asociație, știu cine Păi da, sunt un băiat care face ești. bine, nici de cum șantajist ca Cântărețul ăla, dumneavoastră, domnule. știu. Da, păi Mă eu bucur fac bine pentru la tine. copii, nu șantajez oamenii ca dumneavoastră. Ai dovezi să mai întreb? Domnule, avem dovezi, avem și martori și avem și oamenii Oh. care i-ați șantajat. Aoleu, e mai grav asta. Ați înțeles?
Da, păi luați un râs, nu mă interesează în ce o luați dumneavoastră. Bine, Vă spun câți ani așa. aveți? 21. Mulți înainte. Mulțumesc la Dar fel și dumneavoastră. cine vă manipulează? Numai vă Nu mă întreb. manipulează Bun, nimeni, hai să vă, stimate domn. uite, la 21 de ani e ok. Bun, eu sunt un pic mai mare, nu asta contează. Hai să spună, când vrei să dai în cineași și vrei să acuzi ceea, trebuie să fii cu toate cărțile pe față. Păi eu nu dau un tine, asta e ideea, eu vreau să iau ceva, o decizie să o iau cu tine, să-ți vezi de viața ta, Păi dar nu, să lași asoți. până acum m-ai Păi acuzat te-am că... acuzat, normal, că sunteți un șantajist, normal, deci din cauza dumneavoastră asociația este într-o imagine proastă. Noi în loc să Da. ajutăm oameni, noi, adică dumneavoastră, precum că ați fost voluntar din partea asociației, Dar ați eu te adus o întreb lumină altceva, te proastă. întreb, numai ce te întreb, ascultă-mă puțin. Spune, te rog. Ai dovezile în fața ta că eu am luat mită și am șantajat oameni? Da, am dovezi și o să vă arăt și Publică-le, te dovezi. rog frumos. Ok, bine, o să le public. Da. Ca să știți. O să le public și Da. o să vedeți dumneavoastră ce fel de persoană sunt. Ok, Da? mă bucur Deci pentru chestia asta. gândiți-vă că e un Dumnezeu sus și aveți copii. Dar nu m-ați înțeles. În momentul când vorbiți despre mine că am făcut nu știu ce, trebuie să-mi și Deci, demonstrați. păi normal că o să demonstrez. Vă Deci rog. stați liniștiți, chestia asta o să fie demonstrată tot. Și ascultați-mă să vă spun ceva. Dumneavoastră, pentru ce ați făcut, deci nu o să fie așa, pentru că dumneavoastră, în primul rând, dați în noi ca să putem noi să vă înjurăm să ieșiți dumneavoastră bine. Cum dau Ca în să voi? știți. Adică ce dau? Păi da, dai în noi, vii la noi și ne iei cu nu știu ce, cu nu știu cum. Eu? Cine Da, mă ca să, sună pe ca, mine? Eu pe deci Mihai, tu Mihai pe mine. dumneavoastră ne provocați. Păi a venit ITM-ul degeaba la domn pentru control. Pentru ce? Motiv. Din La partea mine de ce domnului a Andrei venit? Câmpean. La mine de ce Da, a venit pentru că ITM-ul? este un șantajist, normal. Da? Din partea cui a venit Eu ITM-ul? am Din partea actele de la dumneavoastră. ITM că sunt ok, nu știu Păi ce... aveți actele, păi dumneavoastră, el a venit la noi, la asociație, ca să ne facă control. Nu-i problemă de control, o să facem și controlul. Bine, dar dumneavoastră, deci din cauza dumneavoastră, pentru că ați fost acuzat că ați șantajat Păi și oameni, sunt probele. păi Că sunt probe, ITM-ul... domnule, Da. aveți o grămadă de martori, sunt oameni care ați șantajat, care Oh, depun declarație. da. Dar Înțelegeți? când le depun? Că de 2 săptămâni... De când le depun? Peste un an de O să zile? le depun, o să O strângem toți să... martorii pe care dumneavoastră i-ați șantajat și o să-i vi pun în față. Oh, Doamne, deci mai durează să înțeleg. Nu mai durează, o să dureze puțin timp, vă spun eu. Deci Deci mai o să-mi dai durează eu sau nu toată, mai durează? o să-mi dai eu toată silința să vă aduc eu martorii pe care dumneavoastră i-ați șantajat. A, deci aduci martori de acolo aici, sau cum faci? Nu, vă aduc martorii pe care i-ați șantajat, adică A, unde de ați fost aici? dumneavoastră. Da, De unde aici ați îi fost duceți dumneavoastră. acolo? Nu, nu-i ducem acolo, vi-i punem dumneavoastră în față. Mă bucur. Ați Felicitări. înțeles? Bine. O Bine, zi bună ok. să aveți, domnul Andrei. Atenție pe viitor cu limba română, cum te exprim că dai greș. Nu dau greș. Nu? Nu dau Nu. greș. Deci dumneavoastră încercați să dați în mine ca să pot să vă înjur, să aveți un material Nu, foarte eu bun. spun Stați adevărul. liniștiți. Nu, dumneavoastră dați în toți ca să aveți un material foarte bun. Eu dau, așa? Eu, Știi cu normal. ce dau eu? Eu am o furcă lăsată amintire și cu aia lovesc. A, dai cu furca, nu? Ești Da, cioban. foarte bine. Bine, Mă bucur că recunoașteți, mă o zi bucur că bună, sunteți mă umani. bucur pentru apel, tot ce dorești și audiență plăcută. La Mulțumesc la revedere. fel și dumneavoastră.